Preacucernici părinți și iubiți credincioși, suntem cu 5 zile înaintea praznicului nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Suntem în ultima duminică din acest post, în care am luat aminte că s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 1, versetele 1 până la 25, numită și Evanghelia Neamurilor, căci duminica aceasta se numește Duminica Strămoșilor după trup ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De ce? Pentru că în această Evanghelie și duminică ne este prezentată genealogia Mântuitorului și astfel ne este confirmat faptul că Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a întrupat cu adevărat pe pământ, a luat cu adevărat trup omenesc, a fost deci și om și Dumnezeu în același timp din momentul întrupării sale. De aceea, peste 5 zile vom prăzlui nașterea sa, cea omenească sau pământească, rămânând în continuare și Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului și al Domnului, a doua persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu Fiul. Ați luat aminte că s-au înșiruit neamurile pe linie paternă, în ordinea lor descendentă, de la Avram până la Iosif, logodnicul Mariei, până la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În succesiune de câte 14 neamuri împărțite în 3 registre, adică 42 de neamuri la număr, în total. Din această Evanghelie, văzând, între alte multe învățături, importanța neamului. Ce este neamul? Iată și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a făcut parte dintr-un neam. Din seminția regelui David, născându-se de la Maica Domnului, din Maica Domnului, de la Duhul Sfânt, întrupându-se, fiind din neamul fiilor lui Israel. Altfel spus, omenește și pământește vorbind, avea o apartenență și o identitate așa cum o avem fiecare dintre noi. Născut, crescut, într-un loc, într-un timp dat, dintr-un neam, dintr-o familie și așa mai departe. De-a lungul istoriei și a mântuirii neamului omenesc și totodată de-a lungul istoriei universale și de-a lungul istoriei noastre ca popor, însemnătatea neamului a avut întotdeauna rolul ei stabilit și rămânând așa la loc de mare cinste. Uneori ești întrebat, tu din ce neam ești? Al cui ești? Se întreba cândva la țară. De la cine vii? De unde te tragi? Din cine te tragi? Se făcea astfel trimitere sau referință la neamul din care proveneai. Dacă vorbiți cu apatrizi, veți vedea că ei cel mai mult sunt afectați și suferă, căci neamul lor le este fărâmițat, împrăștiat și risipit. La fel și cu cei aflați în exil sau în refugiu. Oameni care nu mai aparțin, care nu se mai regăsesc, care nu mai sunt în totalitatea neamului lor, în interiorul neamului lor, cap-coadă, ci sunt sărmani risipiți,
pe toate meridianele globului. Dacă vorbiți cu românii noștri plecați în diaspora, cei mai mulți vor plânge spunându-ne că le este dor de neamul, de țara și de familia lor. Sunt legați de acest neam. De neamul din care fac parte, din care ei se trag. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a ținut extrem de mult la neamul lui și de aceea era mâhnit atunci când mai mari neamului său îl contestau pe el. Și erau ipocriți și fățarnici și îl speculau pe el. Îl judecau. Ca până la urmă să vedem că l-au și răstignit și omorât. El spunea, milă mi este de acest popor. Avea milă față de poporul și neamul său. Niciodată nu s-a dezis. Ori niciodată nu și-a contestat sau negat, renegat neamul său. Dimpotrivă. În multe pericope evanghelice vedem câtă dragoste și afecțiune arăta și manifesta față de fiii neamului său. Astăzi noi, dacă ne întreabă cineva ai cui suntem, din ce neam facem parte, ce le putem răspunde? Că suntem din neamul cel creștinesc al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Suntem? Le putem răspunde acest lucru? Că suntem din neamul acesta românesc, fii ai acestui popor, suntem? Putem răspunde acest lucru cu un da apăsat? În condițiile în care mulți ar vrea ca acest neam să fie terfelit și desfăcut din toate încheieturile sale. Asta ne-a mai rămas. Biserica și neamul sau poporul la care noi trebuie să ținem. Fiind, făcând parte din poporul lui Dumnezeu celui viu. Fiind fiii neamului Dumnezeului celui preanalt. Și totodată fiind membri acestui neam și acestui popor românesc. Întotdeauna va fi admirat și respectat un om care ține la identitatea lui. Care știe apartenența lui. Care își cunoaște și își recunoaște rădăcinile sale. Colindele pe care noi le cântăm în această perioadă fac de multe ori trimitere sau referințe și la neamul și poporul nostru și sunt atât de frumoase. Conțin versuri și texte, fragmente atât de grăitoare și de pline de tâlc, de miezuri, de înțeles. De aceea noi ținem la colinde și le cântăm și nu vrem să le comercializăm pe ele. Sau nu suntem de acord cu asta. Pentru că dacă ascultăm colindele noastre cântate de părinții noștri, de bunicii noștri, de moșii și strămoșii noștri, ascultând cu luare atenție la textele lor, vom vedea cât sunt de adânci și de profunde. Și cum fac trimitere la eroii, la sfinții și la mari oameni sau bărbați ai acestui popor și neam. Multe ar fi de înțeles și de învățat ori de reținut din această Evanghelie. Și din această Evanghelie. Însă, cum spuneam, subliniez, repet. Am vrut astăzi aici și acum să vă pun la inimă dragostea de neam
ca fii ai neamului lui Dumnezeu, din care și noi facem parte, ca membri ai poporului lui Dumnezeu celui viu, veșnic și adevărat. Și ca fii ai acestui neam, pentru care noi ne rugăm să-și țină demnitatea lui, să-și țină curajul și să-și țină onestitatea lui. De aceea este frumos la acest mare praznic al Crăciunului că ne adunăm neamurile la oaltă, ne reunim, ne regrupăm, ne reîntregim familiile, stând cu toții și bucurându-ne de masa cea îmbelșugată a praznicului Crăciunului. Toate acestea au socoteala lor, un mesaj, un simbolism extrem de profund. Noi aici, în această biserică, suntem un neam, o comunitate. Alaltăieri, în fiecare an, la data de 17 decembrie, se prăznuiește Sfântul Proroc Daniel. Pe părintele nostru duhovnicesc îl cheamă Daniel. Cu două zile mai târziu, post factum, noi, neamul acestei biserici și comunități, fiii săi duhovnicești, îi spunem la mulți ani. Și ne rugăm lui Dumnezeu să ne țină uniți ca pe un neam. Ca astfel, neamul creștinesc, neamul românesc și neamul acestei biserici să ajungem în neamul lui Dumnezeu. Bucurându-ne acolo, în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, pe dragostea cea fără de sfârșit, în lumina cea neapusă și neînserată a lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. La mulți și binecuvântați ani!